Doi tineri care au divorțat s-au războit în instanță pentru pisicile pe care le aveau. Ei bine, judecătorii au decis ca cele două feline să rămână la femeie, dar atenție, au stabilit și un program de vizită pentru fostul soț. Cosmin Criste, corespondent Antena 3 CNN, are detalii despre subiectul acesta. Te ascultăm, Cosmin. Bun găsit, magistrații din Cluj au hotărât ca cele două pisici să fie încredințate femeii. În schimb, instanța a stabilit un program de vizită, adică bărbatul va putea să viziteze pisicile o dată pe lună, timp de o oră. Are voie inclusiv să scoată felinele la plimbare, însă doar în jurul casei fostei soții. Și nu este singurul caz de acest gen. În trecut, o altă tânără a reușit să rămână cu două cățelușe după ce a divorțat de soțul ei, deși acesta își dorea să păstreze și el măcar una. Astfel de situații sunt din ce în ce mai întâlnite, pentru că la noi în țară nu există o legislație care să stabilească clar ce se întâmplă cu animalele de companie în cazul unui divorț.